Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan, noi vedem la emisiunea Realitatea în politică. Astăzi vom discuta despre reformarea clasei politice, un subiect extrem de amplu în ultimii ani, pentru că, din păcate, încrederea în clasa politică în România a ajuns la cote inimaginabile. Mai mult decât atât, pentru că se apropie alegerile parlamentare în data de 6 decembrie, Parlamentul României, am spus-o, o spun, în topul neîncrederii cetățenilor români ocupă primul loc, din păcate, din anumite motive pe care o să vi le explic eventual pe parcursul emisiunii sau poate câteva exemple, nu zic eu, că ar strica la acest început de emisiune. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării, o spune Constituția României. Este alcătuit din Camera Deputaților și Senat. Printre funcțiile Parlamentului, ca să nu dezvolt subiectul foarte clar, cea mai importantă funcție este funcția legislativă, care, din păcate, în ultimii 29 de ani, pentru că primii 2 ani după 1990 îi considerăm an de provizorat, în care Parlamentul, constituit în urma legilor din 20 mai 1990, s-a transformat în adunare constituantă, având obligația ca în termen de 18 luni de la Constituire să adopte noua Constituție a României, ceea ce s-a și întâmplat prin referendumul din 8 decembrie 1991 a intrat în vigoare. În 2003 a fost modificată, însă, din punct de vedere al modului în care parlamentarii n-au reușit, că nu pot să spun au reușit, să reprezinte interesele cetățenilor și implicit ale statului român, sunt foarte multe semne de întrebare, dovadă și absenteismul la vot în ultimii cel puțin 20 de ani. A doua funcție foarte importantă a Parlamentului, care iată în ultimii ani și mai ales în ultima perioadă, și mă refer la niște numiri controversate pentru că au făcut obiectul unor trocuri politice între principalele partide care au majoritatea în Parlament sau au format anumite coaliții pentru a-și exprima majoritatea în numire, și o să vedeți despre ce este vorba, este funcția de formare, avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorități statale. Și aici mă refer la numirea președintelui ASF, președintelui ANR, avocatului poporului, a președintelui Consiliului Legislativ și, mă rog, alte autorități foarte importante ale statului, funcții de președinte, vicepreședinți, plătiți din bugetul statului cu sume foarte mari, de minim 10.000 de euro lunar. De aceea și această luptă între clasa politică de a-și desemna reprezentanți care să fie în măsură să le reprezinte interesele acestora. Pentru că acolo nu putem vorbi de competență, ci de un analfabetism instituțional, din păcate. Asta este clasa politică a României acum. Funcția de control parlamentar. O funcție foarte importantă, care își găsește exprimarea în modul în care parlamentarii adresează întrebări și interpelări principalilor autorități ale statului român, nu intru în detalii. Funcția de conducere în politica externă, funcția de stabilire a direcțiilor principale activității sociale, economice, culturale, statale și juridice și funcția privind organizarea internă și funcționarea Parlamentului. Este o funcție la fel importantă pentru că avem în vedere regulamentele celor două camere care sunt adoptate în ședință comună, așa au fost ele și modificate evident de către Parlament, neputând fi supuse controlului de constituționalitate decât în anumite condiții, dacă e cazul discutăm, dacă nu, nu, dar inițiativa cetățenească nu poate avea în vedere modificarea regulamentelor parlamentare. Deci parlamentarii stabilesc prin regulamente și prin hotărâri, fie bugetul propriu, fie modalitatea în care își creează anumite avantaje. În fine, o să discutăm în timpul emisiunii despre reformarea clasei politice din punct de vedere a răspunderii parlamentarilor, a imunității parlamentare,
a mandatului reprezentativ sau imperativ și, mă rog, alte aspecte ce țin de politica externă, de raporturile dintre Parlament și Curtea Constituțională, dar să sperăm că timpul ne va permite, pentru că am în acest moment în platou doi invitați de marcă și o să încep cu doamna avocat Diana Ivanovici Soșoacă. Bună seara, doamna avocat, membru AUR, adică Alianța pentru Unirea Românilor. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Și sper că împreună să putem dezbate împreună cu celălalt invitat, o să-i spun imediat cine este, principalele probleme care au în vedere reformarea clasei politice. Deși poate din partea Partidului Național Liberal e bine cum e așezată în acest moment clasa politică, fiindcă sunteți nu la putere. E vorba noi de domnul Ion Croitoru, membru PNL, candidat din partea Partidului Național Liberal la Camera Deputaților, circunscripția București, iar doamna Șoșoacă este candidată, am omis să spun, din partea Partidului AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, la un post de senator, circunscripția electorală Iași. Vă doresc succes amândurora în activitatea politică. Însă aș începe până am întrebat pe doamna avocat. Pentru că, iată, clasa politică, din păcate, se află în acest moment în România într-o scădere inimaginabilă. Cu toate acestea, în data de 6 decembrie, având în vedere că astăzi am avut un număr record de cazuri, 6.500 și de COVID-19, 103 morți, 880 cetățeni români la terapie intensivă. Totuși, AUR nu a avut posibilitatea să-și exprime în totalitate față de electorat programul, să-și exprime proiectele electorale. Va fi o competiție inegală, pentru că în pandemie nu veți avea posibilitatea să vă manifestați așa cum e normal se întâmple, prin organizarea în cadrul campaniei electorale a unor întâlniri cu electoratul din cauza, zic eu, a măsurilor pe care le-a dispus guvernul într-o stare de alertă. Trecem peste starea de urgență, o să discutăm dacă e cazul și despre acest aspect, însă v-aș întreba dacă este necesară amânarea alegerilor, dacă din punctul nostru de vedere se va întâmpla acest lucru și cum vedeți competiția electorală în acest an, competiția electorală la alegerile parlamentare. Bună seara tuturor, în primul rând. Aș spune, înainte de a trece pe subiectul dumneavoastră, pentru că ați menționat niște cifre, care, din punctul multor specialiști de vedere, sunt total eronate. În primul rând, în privința morților de COVID-19, nici un deces nu poate fi confirmat a fi datorat, cauzat de către COVID-19 în lipsa autopsiilor. În condițiile în care nu există autopsii, absolut, și avem aici o autoritate în domeniu, domnul Beliș, cel mai mare profesor de medicină legală din istoria României, care a menționat foarte clar, și domnul profesor Astăr Răstoaie, doamna profesor Monica Pop, domnul doctor Răzvan Constantinescu de la Iași și o pleiadă de alți medici, domnul Cordoș, care au spus foarte clar: nu poți să spui că un om a murit din cauza COVID-ului sau din orice altă boală decât după ce se face autopsia. În lipsa autopsiilor, vă rog frumos să aveți în vedere inclusiv declarația de presă a domnului Orban, da, prim-ministrul României și președintele PNL-ului mai e, presupun că mai e. Sigur. Da, păcat. Încercați să scăpați de persoanele astea care vă scad notori. Da, este părerea 85% din populația României. Deci domnul Orban a spus că dacă o persoană este infectată de COVID și decedează, se consideră și va fi inclusă pe lista morților de COVID. Nu eu am spus-o, domnul Orban a spus-o, trageți-l pe dânsul la răspundere. Oricum va fi tras la răspundere. În ceea ce privește infectările, vă rog să observați că absolut toată lumea și inventatorul PCR, testului PCR, a menționat foarte clar că acest aparat nu poate detecta acești viruși. Da? Am avut inclusiv eu personal făcut un interviu cu marele profesor epidemiolog Traian Ionescu, care este decanul de vârstă al epidemiologilor din România, are 92 de ani și a fost trimisul României la OMS timp de 30 de ani, cel care pe vremea lui Ceaușescu a condus epidemiologia în România
Și a spus foarte clar că toate măsurile care se iau acum sunt de natură politică, nu au nicio legătură cu măsurile epidemiologice. Deci este un expert în domeniu. Dar cui folosește atunci? La nivel mondial vorbesc. Follow the money. Deci atâta vă spun. Urmați banii. Doi la mână. Vă rog să observați legea 55/2020 și ordinul 874/2020 și legea 136/2020, legea dictaturii medicale. Observați cum ar trebui să se facă raportările. Raportările trebuie să se refere efectiv la persoanele care au fost testate, de câte ori au fost testate, câte teste fals pozitive, câte teste fals negative au fost și de câte ori a fost testată o persoană. Mai mult, Uniunea Europeană, la data de 4 septembrie anul acesta, a dat o recomandare care a menționat în felul următor. Având în vedere că se încalcă grav drepturile și libertățile cetățenești în țările europene, este imperios necesar ca raportarea să se facă la 100.000 de locuitori, în niciun caz la 1.000 de locuitori, pentru că evident, cu cât scazi mai mult numărul de populație, cu atât mai mult tu ai un procentaj mult mai mare de infectați. Deci din acest gândiți-vă un lucru. Păstare de alertă, poți să faci foarte multe lucruri fără control. Nu mai vorbim de acele achiziții. Uitați-vă că domnul Arafat este în acest moment, are un dosar penal anchetat de DNA pentru suma de 4 milioane de euro, dacă mi-aduc aminte, pentru acele aparate de oxigenare. Deci trebuie să se facă o investigație completă pentru a ajunge la aceste momente. Asta ca să închei cu aceste raportări și să ne amintim că acum câteva zile președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus foarte clar și cine își permite să-l contrazică pe domnul Donald Trump, că totuși este președintele Statelor Unite, a spus foarte clar că toate testările sunt mincinoase. Toate aceste rezultate sunt mincinoase. Gândiți-vă că la acest moment aproape 200 de state au deschis proces internațional OMS-ului. OMS-ul la acest moment este o instituție care este finanțată cel mai mult de către privați. Ori în acest moment eu nu pot să mai am încredere într-o instituție care are capital eminamente privat. Una era când toate statele contribuiau la, la financiar la această organizație și alta e când vin instituții financiare care instituții private care ce să vezi au legătură cu vaccinurile, cu medicamentele și atunci cu aparatura medicală și în acel moment este evident că au un interes. Da? Am dreptul să mă întoiesc pentru că există un interes financiar. Mai mult, uitați-vă ce contradicții sunt. A ajuns domnul Rafila să râdă, și avem filmarea respectivă, când râdea de bâlbâielile domnului Tătaru. Domnul Tătaru spune, ca și OMS-ul, atenție, masca se poartă numai de către persoanele bolnave și am ajuns acum să avem persoane sănătoase care trebuie să poarte această mască, evident, riscând să se îmbolnăvească. Dacă vreți, intru în toate aceste amănunte pentru că sunt coordonatoarea celor mai mari procese colective. Corect. Nu e cazul acum, însă un singur lucru aș vrea totuși să amintim astăzi, că din păcate, până atunci, astăzi este o zi tristă pentru România, se împlinesc 5 ani de la colectiv și din păcate nici până acum autoritățile române nu au reușit să definitiveze acel dosar în legătură cu vinovații pentru moartea celor 65 de tineri. Mai mult decât atât, prea puțin se amintește despre faptul că acum 5 ani s-a întâmplat ceva tragic în România, care a condus la demiterea primului ministru și la instaurarea unui guvern tehnocrat, care, din păcate, nu a reușit nici el să-și îndeplinească. Și, din păcate, cel care a coordonat toată acea rețea de urgență și care spunea că România este foarte bine pregătită și are de toate, domnul Arafat, a ajuns să conducă România pe vreme de pandemie. Este inadmisibil ceea ce se întâmplă și, da, trebuie o restartare a lumii politice din România. Ca să ajung la 6 decembrie, o să vă las și eu să vorbiți. Sigur. Ca să ajung la 6 decembrie, consider că nu este oportun la acest moment să avem alegeri. Pentru că ne interzici să mai facem școală. Spui că trebuie să facem, să muncim de acasă, să mergem pe telemuncă. Pelerinajele sunt interzise, dar la vot
Veniți, da, dragi români, că avem nevoie de proști să ne voteze. Nu se poate așa ceva. Păi ori avem 6-7 mii de infestați zilnic, ori avem 100 și ceva de morți zilnic, ori avem o pandemie. Apropo, poate îmi spuneți și mie cum puteți să aveți pandemie fără să decretați epidemie. Da, pentru că nu există, nu. O să vă iau pe lege. O să vă iau pe lege și o să vedeți că nu aveți cum, și avem răspunsul dat de către Ministerul Sănătății către OCHR, care spune foarte clar: nu s-a decretat epidemia de SARS-CoV-2 în România pentru că nu s-au îndeplinit condițiile decretării. Wow, deci foarte interesant. O să vă explic și cum e cu pandemia. Deci suntem în Kafka. Deci, având în vedere că avem interzis absolut orice, numai votul nu se poate amâna, și vă spun și de ce. Pentru că dacă se va mai lăsa această perioadă până în martie... Da, crește cota de popularitate a PNL-ului. Scade cota de popularitate a PNL-ului, PSD-ului și mai departe, pentru că noi nu mai avem opoziție, toți sunt mână în mână, acum sunt un nucleu, da? Și crește cota de popularitate a celorlalte partide extraparlamentare, în speță Alianța pentru Unirea Românilor, care a înglobat cei mai mulți naționaliști patrioți. Se tinde către distrugerea naționalismului, patriotismului, și se dorește că să meargă la vot pe 6 decembrie, astfel încât Partidul Național Liberal, care și așa are probleme acum din cauza măsurilor drastice pe care le-a implementat în România, conform raportului Avocatului Poporului pe anul acesta, cele mai abuzive măsuri din Uniunea Europeană. N-am spus-o eu, a spus-o doamna Renate Weber și întreaga instituție. Deci este obligatoriu din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere este obligatoriu ca aceste alegeri să se amâne pentru martie, astfel încât, că văd că acum Europa se închide, da? Păi dacă se închide, îmi spuneți și mie cum votează diaspora pe 6 decembrie? Asta vreau să vă întreb, de ce. Când diaspora dorește, este unde cei mai mari susținători ai Partidului Alianței Unirii Românilor. Însă vreau să spun ceva și apoi dăm cuvântul domnului Croitoru. Vreau să ating în mod evident problema cetățenilor români din străinătate. Anul trecut, la alegerile prezidențiale, românii din străinătate au putut vota timp de 3 zile, s-au putut preînregistra pe un portal votstrăinătate.ro gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă. Din păcate s-au înscris decât 40.000 de cetățeni români cu drept de vot. Foarte puțin. Teama acestora fiind că datele de identitate ale lor vor fi folosite și de alte instituții ale statului, și aici mă refer la instituția aparținând ANAF și așa mai departe, dar au putut vota și timp de 3 zile. De ce? Pentru că în 2014, țineți minte, alegerile prezidențiale, 2019, alegerile europarlamentare din mai, și atunci s-a dispus, poate au fost iarăși discuții că nu mai se aplică principiul cetățenii sunt egali în fața legii, în sensul că românii au votat o zi, cetățenii din străinătate 3 zile, plus vot prin corespondență și așa mai departe, deși aia era cea mai bună soluție. Și acum, ceea ce s-a și întâmplat anul acesta, s-au înscris la fel până în 40.000 de cetățeni români prin vot prin corespondență, însă, exact cum a spus doamna avocat, anul trecut au fost înființate 845 de secții de votare în străinătate. Acum nu s-a putut să se înființeze secții de votare în străinătate la nivelul acesta, pentru că autoritățile de acolo, din cauza pandemiei, au interzis înființarea de astfel de secții. S-ar putea ca decât 5% din cetățenii români din străinătate să-și poată exercita dreptul de vot. E adevărat, în străinătate, Alianța pentru Unirea Românilor are un foarte mare impact, pozitiv vorbesc, în sensul că patriotismul, exprimarea identității naționale, a tradițiilor, obiceiurilor și culturii românești, sunt aspecte la care românii din străinătate țin foarte mult, iar, din păcate, în momentul de față, cel puțin, prin ceea ce a încercat să exprime guvernul României, și nu numai atunci când cetățenii români din străinătate au vrut să vină în țară în număr foarte mare înainte de sărbătorile pascale, fiindcă acolo nu puteau beneficia de asistență socială, de asistență sanitară, pentru că mulți dintre ei lucrau fără forme legale și evident autoritățile de acolo nu le puteau oferi aceste facilități. Mai mult decât atât, din 5-6 milioane de cetățeni români,
800.000 de cât sunt posesori de pașapoarte CRDS, cetățean român cu domiciliu în străinătate. Sunt foarte interesat să răspunde și la această întrebare, pentru că sunt convins că Guvernul României și Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, care totdeauna în diaspora a avut numai de pierdut, n-au susținut niciodată acest partid, cum vedeți faptul că în străinătate, deci asta vă întreb eu, totuși s-a gândit atât de bine, atât de prost, scuze, modalitatea de a vota cetățenilor români la aceste alegeri parlamentare și în detrimentul cui? Pentru că cei care pierd prin faptul că cetățenii români din străinătate nu își pot exercita dreptul de vot bine, nu din vina neapărat a autorității române, ci autorităților de acolo, fiindcă Ministerul Afacerilor Externe se ocupă de organizarea de secții de votare, însă cei care pierd, zic eu, în mare parte sunt Alianța pentru Unirea Românilor. Corect. Să vă răspundeți la această întrebare, vă rog. Și aici, la celelalte care le-a adresat doamna avocat. Aici sunt mai multe chestii de punctat. Și anume faptul că totuși Guvernul României a permis intrarea în țara peste 1.300.000 de cetățeni români în perioada pandemiei. Da? Și deși erau voci în țară care spuneau că acești cetățeni nu pot fi primiți în țară, având în vedere pericolul epidemiologic pe care îl prezintă. Totuși, miliardele care le aduc în țară anual, da, tocmai de aceea nici nu se putea pune problema, mai ales că în Constituția României se prevede foarte clar dreptul oricărei cetățean român de a reveni în țară. Nu. Aici în articolul 26, alineatul 2 din Constituție. Nu, e articolul 25. Vreau să vă spun ceva. Totuși, așa este, însă, din punctul meu de vedere, și am spus-o de fiecare dată, în momentul în care s-a instituit starea de urgență, nu ați explicat, nu dumneavoastră, autoritățile, nu au explicat populației în baza a ce se restrâng anumite drepturi și libertăți. Pentru că e un articol, articolul 53 în Constituția României, și nu s-a explicat. Cine a explicat? Nu s-a explicat. Pentru că spune foarte clar. Guvernul are un deficit de comunicare fantastic. Inclusiv în decretul lege prin care s-a înfiltrat. Păi da, în decretul președintului se face referire la articolul 53. Cetățenii români sunt juriști toți. Cumva, unde este practic comunicarea cu societatea civilă? Eu spun atât. Spune clar articolul 53 și o fac nu pentru dumneavoastră, sigur, știți, pentru cetățenii României, pentru cei care ne urmăresc. Restrângerea exercițiului unor drepturi sau unor libertăți poate fi dispusă numai prin lege și numai dacă se impune după caz pentru apărarea securității naționale a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, desfășurarea instituției penale, apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor, prevenirea consecințelor răspândirii unei calamități naturale, un dezastru, unui sinistru deosebit de grav. Însă, restrângerea trebuie să fie proporțională, trebuie să fie dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Da, asta era cea de treabă. Măsura trebuie să fie aplicată în mod nediscriminatoriu, fără a duce atingere existenței dreptului sau libertății. E foarte adevărat ce spuneți cu dreptul la liberă circulație, că spune clar Constituția și nu la alineatul 2.25. Exact. Fiecare cetățean nu poate este asigurat dreptul de a stabili domiciliul sau reședința în orice localitate din țară, de a emigra, precum și de a reveni în țară. Însă în condițiile articolului 53, când decretezi starea de urgență, atunci automat poți să impui și anumite măsuri, neexplicate însă la modul la care ar fi trebuit să fie făcut atunci. Dar acest drept nu poate fi negat și lucrurile au fost explicate și a rezultat inclusiv din decretele președintelui. Iar lucrurile acestea sunt clare și prin perspectiva faptului că s-au instituit aceste restricții în baza ordonanței de urgență numărul 1 pe 1999 privind starea de urgență, care ce este dacă un nu act cu putere de lege. Și dacă nu e... Da, știu. Ce făceați dacă nu aveați? Eu n-am exact același lucru care s-a întâmplat în 1999 când președintele Emil Constantinescu a fost nevoit să apeleze la guvern pentru a se emite această ordonanță de urgență, pentru că și atunci era aceeași problemă, exista un vid legislativ. Se prevedea în Constituție... Corect, în 91. 99, când a fost mineriada, în 91, ultima mineriadă. În 91, Constituția României, la articolul 95, se prevedeau măsuri excepționale. Însă, de urgență, însă dacă nu veneau minerii 99 la București, în 1999, pentru că de asta s-a adoptat ordonanța 1 pe 99. Exact. Guvernul Radu Vasile a adoptat-o rapid, peste noapte. Așa se că nu putea opri pe mineri care câștigaseră la Stoienești. În ce scuze, avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara și invitațiilor dumneavoastră! Bună seara! Prima întrebare este ce adresez domnului Ion Crăitoru, pentru că l-am văzut puțin mai tânăr așa. Întrebarea ar fi următoarea.
Care este interesul dumneavoastră personal pentru care candidați la Senat sau ce? Camera Deputaților. La Camera Deputaților. La Camera Deputaților. Nu am absolut interesul dumneavoastră personal. Nu am absolut nu povestea cu eu iubesc partidul. Dar nu este vorba nici măcar despre asta. Nu am niciun interes personal. Candidez pentru a-mi pune toată puterea și priceperea de care dispun în slujba cetățenilor României. Asta a fost gândul cu care am intrat în politică și cu acest gând merg înainte și mi-am asumat și această candidată. Așa trebuia să facă toți politicienii până acum, că le jurăm la articolul 82 din Constituție, o să spun. Dar așa au zis toți. Președintele îl depune și membrii guvernului ăla de la 82. Zicem să dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală exact și materială. Dar spune mai departe. Care a ajuns da doar o sintagmă. Competența vreau să-mi pun în da slujba cetății. Imediat, da, domnul Popa, vă rog. Mai departe, dacă mai aveți o altă întrebare. Din foarte multă dragoste pentru țara asta, veți alege să transferați dreptul de ridicare a imunității parlamentare către cetățeni atunci când vine vorba de sancționarea colegilor de partid care urmează să fie acuzați de DNA. Este adevărat? Sigur că da. Și asta este principiul Partidul Național Liberal, lăsăm justiția să facă treaba, indiferent de persoana anchetată. Nu contează cine e aceasta și ați văzut acest lucru inclusiv din atitudinea domnului Ludovic Orban atunci când a fost anchetat. Dumnealui s-a retras din viața politică, nu a fost la televizor. Nu, s-a retras din candidatura la primăria. Dar, da, s-a retras și din funcțiile din Partidul Național Liberal. Ce bine ar fi fost să se fi retras din viața politică. Nu, nu s-a retras. Nu. E încă o întrebare pentru domnul Ion Crăitor. Lăsați-mă să termin. Da, da. Vă simțiți bine alături de foștii PSD-iști în PNL? Eu personal nu mă simt bine alături de foști PSD-iști în PNL, dar vă spun că organizația din care fac parte, PNL Sector 1, nu are asemenea PSD-iști, iar la nivelul PNL București s-a instituit chiar un criteriu pentru candidaturile la alegerile locale ca persoanele care se află pe listă să nu fi fost în Partidul Social Democrat. Și tocmai de asta sunt mândru. Dar din alte partide pot să facă parte? Foști din alte partide? Nu putem limita accesul în partid unor persoane care au făcut parte din alte partide. Și atunci partide, de ce faceți discriminare? Că da, în momentul domnul ăsta Popa discriminați. Alo, domnul Popa? Da, încă o întrebare pentru doamna Șoșoacă și cu asta basta. Da, vă rog, vă rog. Pe doamna Șoșoacă să explice ce înțelege dânsa prin naționalism și naționalism și de ce în statutul partidului AUR nu apare acest cuvânt specificat clar ca asumare în fața legii. O seară plăcută. Mulțumim pentru intervenție. Dacă aș fi făcut eu partidul, puteați să mă întrebați. Nu am făcut eu partidul, vă rog să-i întrebați pe cei care l-au făcut. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a fost singurul partid care a oferit locuri eligibile pentru mine și echipa din care fac parte, pentru că noi nu suntem politicieni, suntem profesioniști. Vă spun, de exemplu, de Iulian Horneț, unul dintre cei mai mari inventatori ai omenirii, despre domnul Alexandru Stănilă, despre marele profesor matematicianul Florian Colceac. Deci noi am venit cu soluții pe problematicile care distruse în România în acest moment, iar singurul partid care a vrut să ne ia pe toți, da, a fost Alianța pentru Unirea Românilor, pentru că toate celelalte oferte au fost doar pentru mine. Și bineînțeles, am înțeles că vor doar capital și atâta tot. Și am spus nu, eu fac parte dintr-o echipă, vreți să ne luați pe toți, bine, nu ne luați iarăși bine. Naționalism, naționalismul și patriotismul, păi da, ce poți să spui decât că mai presus de țară și popor nu poate fi decât Dumnezeu, iar Dumnezeu trebuie să-L unești cu țara și poporul. Asta ca să nu mă duc la definiția din Dex, că presupun că nu asta doriți să aflați, ci opinia mea personală. Naționalism înseamnă să-ți dai și propria ta viață pentru poporul și pentru țara ta, să renunți efectiv la tine, la viață, la absolut tot ceea ce ai și să te pui efectiv în slujba poporului. Asta consider că înseamnă, pentru mine cel puțin, înseamnă și cred că am demonstrat-o.
Pentru că dacă vroiam să știți că aveam o viață foarte liniștită, după 25 de ani de carieră de avocatură, cu în care am avut inclusiv premii însemnate ca avocat și succese remarcabile, am o situație financiară foarte bună, am o familie, copii, am puteam să stau liniștită, să mulțumesc frumos și ție. Vă animă patriotismul. Nu-i nimic, e cazul, o să faceți. În ce scuze, mai avem un telefon. Bună seara. Bună seara. Bună seara, ne auziți? Alo. Alo. Da, bună seara. Sărăuna. Bună seara. Am și o întrebare pentru invitații dumneavoastră, în special pentru domnul care reprezintă Partidul Național Liberal. Da, vă ascultăm. Dacă conform articolului 53 din Constituție, restrângerea sau suspendarea unor drepturi se face în temeiul legii și aplicată în mod nediscriminatoriu, care este raționamentul conform căruia locuitorii sau cetățenii români aflați pe teritoriul Bucureștiului sunt obligați la purtarea măștii în aer liber, pe când alți cetățeni tot români aflați tot pe teritoriul României, dar în alte orașe, nu sunt obligați la purtarea măștii în aer liber? Și a doua întrebare ar fi dacă drepturile noastre au fost suspendate odată cu decretul din martie. Păi bine, asta e de urgență, asta spuneți, da. Așa? Dacă odată cu declararea decretului din martie, cu starea de urgență, au fost suspendate drepturile românilor, dacă la ora actuală mai sunt suspendate sau nu, având în vedere că ne aflăm pe starea de alertă. Atât, mulțumesc. Da, mulțumim mult, bună seara. Sigur. De unde sunați? București. Mulțumim, vă rog. Da, și eu vă mulțumesc. Să rămână, mulțumim pentru întrebare. Egalitatea în fața legii înseamnă ca cetățenii aflați în aceleași condiții să fie tratați în mod egal. Asta spune și Curtea Constituțională, interpretând articolul 16 din Constituție. Și aceasta este o diferență fundamentală între cetățenii din București și din cei din alte orașe în care incidența cazurilor nu este la fel de mare. Practic sunt situații diferite, sunt condiții diferite în care cetățenii din diferite unități administrativ-teritoriale se găsesc și ca atare se justifică un tratament diferit. Nu s-ar justifica un tratament diferit pentru cetățenii aflați pe teritoriul Bucureștiului în funcție de alte criterii decât acela al locuirilor în București. Și aici sunt sigur că Curtea Constituțională mi-ar da dreptate, pentru că au interpretat în acest fel articolul 16 în nenumărate rânduri. Iar ceea ce privește cea de-a doua întrebare, drepturile nu au fost suspendate, ci ele au fost restrânse, așa cum a spus și domnul Sultan, prin raportare la prevederile articolului 53 din Constituția României, pentru a preveni răspândirea acestei pandemii și pentru a proteja sănătatea populației. La momentul de față, ele sunt în continuare restrânse prin intermediul legii numărul 55/2020 și cred că aici nu mai poate fi niciun dubiu cu privire la faptul că s-a luat această măsură printr-o lege a Parlamentului care s-a întrunit special pentru aceasta. Iar legea respectivă, practic, a dat puterea organelor pe care le prevede să ia anumite măsuri restrictive, inclusiv în funcție de o anumită incidență a cazurilor într-o anumită unitate administrativ-teritorială. Dacă îmi permiteți. Da, sigur, vă rog. În primul rând să termin, pentru că m-ați întrebat cu naționalismul. Da, pentru domnul Popa să-i răspundeți până la capăt, după aia o să-i dăm cuvântul pentru ce a fost în prima parte. Vă rog. În ceea ce privește naționalismul și acea întrebare cu privire la Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, eu cred că acest partid, prin tot ceea ce a făcut atâția ani și George Simion, da, care s-a zbătut pentru unirea României cu Basarabia. De fapt, ați avut puțin timp la dispoziție, nu, dar aproape 2 ani. Ce a făcut el de-a lungul timpului. Ce a făcut el de-a lungul timpului. Cred că Claudiu Târziu. Haideți să fim serioși, că acum ne place să dăm în oameni care încearcă să ajungă acolo, în fabrica de legi a României, cum îi spun eu, pentru că Parlamentul este fabrica de legi a României, da?
Sper că generația colegului meu, pentru că este mult mai tânăr decât mine, sper să facă o cu totul altă politică decât antecesorii lor. Politica cetățenilor și a statului. Sper din tot sufletul și am văzut că are un discurs politic, ceea ce nu pot spune despre mine, îmi pare foarte rău. Nu cred că vreodată o să am reușesc să am un discurs politic. Mai bine. Deci nici nu vreau să mă transform așa cum sunt. Nu, n-are rost. Adică dacă vorbim am ceva să spun. Despre reformarea clasei politice, corect. Nici de cum de. Deci politica care s-a făcut până acum nu mai are ce căuta. Uitați-vă că peste 85% din poporul român nu mai dorește partide politice la guvernare și la conducerea țării. De 55% 60% nu vin. Da. Deci, din punct de vedere al naționalismului, eu nu cred că Partidul Alianța pentru Unirea Românilor nu a demonstrat că este naționalist și patriot. Să fim foarte serioși, și a adunat cei mai mulți naționaliști și patrioți din țară. Și uitați-vă, cu cât este mai naționalist și mai patriot, cu atât vin și este atacat din toate părțile. Pentru că naționalismul și patriotismul la acest moment este singurul lucru care ne mai scapă din haosul în care am ajuns. În ceea ce privește întrebarea doamnei, dacă aș vrea... vă rog frumos. Cu privire la naționalism. Da. Să știți că aur înseamnă că a ratat un patriot, pentru că și eu mă consider un patriot, la fel ca doamna Șoșoacă. Și vă garantez că în PNL sunt foarte mulți patrioți, mai ales în organizațiile din București și în PNL sectorul. Ce se manifestă patriotismul? Oameni pe care îi cunosc personal. Da. Patriotismul lor se manifestă prin faptul că își pun toate cunoștințele, toată dăruirea în slujba poporului, în slujba cetății. Și această dăruire a lor m-a convins și pe mine să-mi asum această candidatură. Deci a fost o inspirație. M-am înscris deci acum... Eu v-am inspirat? Nu, a fost o inspirație, dăruirea nu, pe care... Nu, ai zis cei care și-au depus toate eforturile pentru... Din Partidul Național Liberal, da, regimii din sectorul... Dați-mi și mie exemple de patrioți și naționaliști din Partidul Național Liberal, că eu nu găsesc deci, acum niciunul. Chiar colegul meu astăzi, George Simion, președintele AUR, va fi de acord cu mine că Daniel Gheorghe este unul dintre ei. Da. Și... el e deputat. El e deputat. Eu zic că să-l chemăm pe George Simion să vedem dacă e adevărat. Ca să cădem de acord asupra unei chestiuni. Domnul Croitoru, haideți că tot... Și ar fi și Sebastian Burduja, pe care vreau să-l nominalizez și pe care v-am spus și înainte de emisiune că ați putea să-l urmăriți și să vedeți că da, îmi pare rău, dar din cauza politicii abuzive care nu sunt decât în aur. Da, sunt, numai pe acolo mai sunt și prin popor. În rest, în partidele sunt politice cu iertare, nu. Atunci stau să vă întreb, dacă sunteți atât de patriot și domnul și toți cei pe care i-ați numit, unde ați fost dumneavoastră din martie până acum, de când eu muncesc cu colegii mei avocați și cu tot poporul care a ieșit în stradă, un popor abuzat? Unde ați fost să faceți memorii, notificări, procese colective împotriva măsurilor abuzive? Unde sunteți când copiii se sinucid, când oamenii se aruncă de la etajul spitalelor? Care este patriotismul dumneavoastră? Ce ați făcut când s-a spus să închide pelerinajul de la Sfânta Paraschiva pentru doar și va fi discriminatoriu doar pentru cei din Iași? Că eu am fost acolo și am permis oamenilor din toată țara, eu, da, cu toți oamenii mei, cu toți românii mei, cu steagurile am ajuns în față, acolo unde era rezervat numai anumitor persoane. Unde ați fost, domnilor patrioți, când poporul român moare de foame? Unde sunt patrioții din PNL, din PSD, din UDMR, din USR și de peste toate partidele, când poporul nu mai poate, când este terminat, exterminat de zilnic? Ne va răspunde imediat după ce luăm un telefon. Da, bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul Valeriu! Alo? Alo? Ne auzim? Bun. După ce din studio se va face legătura, discutăm. Da, deci vreau să vă întreb, unde sunteți? Unde ați fost? Am fost măsuri pentru beneficiul populației. Nu există așa ceva, să măsuri doar pentru beneficiul dumneavoastră. Șomajul, 1.200.000 de șomeri, 1.000.000 de firme în faliment. Și care locuri de muncă au fost ținute în viață? Dumneavoastră trăiți doar în Baronul București și în instanțele din România. În schimb, v-ați dus să vedeți oamenii săraci cum dor pe pământ și stau cu 6-7 copii
mâncați? Dacă mă întrebați unde pe este? Mine personal, am făcut da, mai multe petiții, inclusiv la Barou București, inclusiv la UNBR, pentru scutirea avocaților de penalități pe perioada pandemiei. Lăsați-i pe avocați, nu de avocați. Unde e patriotismul dumneavoastră cu poporul român? Și eu am făcut cereri la Barou București. Nu vorbim de avocați. N-am spus de avocați. Avocații se descurcă singuri. Ce faceți cu poporul român? Păi asta vă spun. Ce ați făcut pentru poporul român? Vă rog, nu pentru avocați. Ce ați făcut pentru poporul român? Voi, partidul vostru, care patrioți? Care ați distrus România? Haideți, pe bune. Vă rog să-mi spuneți. S-au făcut investiții de 30 de miliarde de lei anul acesta. Fantastic! Au crescut investițiile, sunt cele mai mari investiții din ultimii 10 ani în România pentru creșterea... Dragi români, trăim în cea mai frumoasă poveste de România. Deci n-aveți decât să rămâneți cu PNL-ul la putere pentru că n-auziți, este un dolce farniente în România. Avem cele mai mari investiții. Câte autostrăzi ați construit? Vreo 20, nu? Haideți să vă... Eu vreau să ne întreb un singur lucru, nu. Vreau să întreb un singur lucru. Sibiu-Pitești? Da. Pardon, eu pe aia, pe aia poate în visele dumneavoastră mergeți, pentru că unde s-au deblocat? Ați blocat absolut tot ce se poate bloca. Vorbiți numai din ceea ce vă spune domnul Orban. Lăsați-mă, dați-mi date concrete, dați-mi construcții, dați-mi oameni. Nu intru pe CNAIR, îmi spuneți dumneavoastră mie de CNAIR, care are cele mai multe procese din România cu bătaia de joc asupra oamenilor și cu drumuri neîntreținute și persoane care sunt rinde. Haideți, vă rog frumos. Nu pe niciun stadiu, toate stadiile lucrurilor. Vă spun eu, deficitul PIB-ului este de 6%. Ceea ce înseamnă un deficit de 14 miliarde de euro. Ceea ce înseamnă, știți cât costă o autostrada Sibiu-Pitești? 1,5 miliarde de euro. Știți cât costă autostrada București-Moldova? 1,5 miliarde de euro. Știți cât costă Piteștiu, Sibiu? Știți cât costă toate acestea? S-au distrus toate posibilitățile de a construi autostrăzi în România. Da, asta e vina din 2010 în coace, n-a făcut nimeni nimic. Domnule, din moment ce avem deficit de 14 miliarde de euro într-un an, cu 14 miliarde de euro, nu puteai să construiești? Așa, dar tu îți promite autostrăzi în fiecare. Păi da, deci vreau altceva, vreau să-mi spuneți, vreau să-mi spuneți ce acte ați făcut dumneavoastră ca patriot și naționalist, chiar dumneavoastră personal, pentru români cu care eu lupt de 7 luni de zile împreună împotriva guvernului dumneavoastră abuzator și nu o spun eu, o spune inclusiv raportul avocatului poporului și cred că nu vă permiteți ca și domnul Orban să distrugeți o instituție a statului român și poate îmi spuneți și mie ce fel de patriot este domnul Orban în condițiile în care desfide Curtea Constituțională, o jignește și dorește desființarea ei. Nu dorește desființarea, dorește asta și... Vă rog. Nu. Lăsați-mă un pic să termin. Vă rog. Ideea este în felul următor. Curtea Constituțională este o instituție numită politic și sunteți de acord cu mine în ceea ce privește. Nu. Ba da, așa este. Nu, toți sunteți numiți politic. Absolut toți sunteți numiți. Nu, haideți să vă spun. Deși dumneavoastră contestați Curtea Constituțională? Dumneavoastră contestați? Dumneavoastră avocat? Eu spun într-un următor. Nu că n-ar trebui respectate deciziile Curții Constituționale. Ar fi chiar culmea să o spuneți niciun în calitate caz, de avocat. Ar fi par de desfința singur. Există probleme nu, cu privire la controlul de constituționalitate al legilor și că aici se poate reforma. Cum? Și cum? Haideți să... Propunerea mea pe care o lansez astăzi public și pe care am discutat-o cu colegii mei din Partidul Național Liberal, este că acest control de constituționalitate să se facă de către Înalta Curte de Casație și Justiție, așa cum a fost ca în Constituția... Ca să desființăm Curtea Constituțională. Care vă dă decizii și pro și contra. Și dacă atunci și faceți cea mai bună Constituție, a fost aceea, da? Eu v-am întrebat altceva. Dați-mi un singur act patriotic, naționalist, pe care dumneavoastră l-ați făcut pentru poporul român imediat, timp de aceste după 7 pauză o să ne spune. După pauză, gândiți-vă și ne spuneți care a fost actul patriotic pe care dumneavoastră l-ați făcut în scurta perioadă de un politic. Pauză și revenim. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare
e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Am urmărit în studio, stimați respectatori, după un scurt moment de publicitate. Apropo de Curtea Constituțională, vreau să fac decât două remarci foarte simple. Curtea Constituțională, așa cum este ea consacrată în Constituția României și în legea numărul 47 din 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, este unica autoritate de jurisdicție constituțională din România. Este formată din 9 judecători, este foarte adevărat, 3 numiți de Camera Deputaților, 3 de Senat și 3 de către Președintele României, dar Curtea Constituțională se reînnoiește cu o treime din judecătorii ei din 3 în 3 ani, în condițiile prevăzute de legea organică a Curții. Mai mult decât atât, poate că singura soluție, apropo de ce s-a discutat ca fi o instituție numită politic, ar fi ca în lege să se prevadă, din punctul meu de vedere, ca cei care sunt desemnați a fi judecători ai Curții Constituționale, bineînțeles în afară de condițiile prevăzute de Constituție și lege, 18 ani vechime în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior, în altă competență profesională și, bineînțeles, o competență extraordinară din punct de vedere a pregătirii în domeniul juridic. Însă, pe lângă acestea, aș introduce faptul că în ultimii 10 ani, niciunul dintre cei care aspiră la funcția de judecător al Curții Constituționale să nu fi făcut parte din vreun partid politic, pentru că, din păcate, Curtea și-a pierdut foarte mult din rolul ei, în sensul că în cuprinsul acesteia au fost incluse persoane
care au fost fie președința unor comisii, fie au făcut parte, știu eu, din Parlamentul României sau din alte instituții care nu ar avea ceva în comun cu modalitatea în care Curtea Constituțională a trebuit să acționeze. Și mai spun un singur lucru, până în 2003, ceea ce Curtea Constituțională considera că este neconstituțional, mă refer la un articol din lege sau legea în ansamblu ei, și o trimea către Parlament la reexaminare, o trimitea, atunci dacă Parlamentul vota legea sau articolul respectiv în aceeași formă, nu mai era niciun fel de problemă în a mai fi o etapă de a putea modifica acele acte normative. Din anul 2003, însă, Curtea Constituțională a primit, potrivit legii fundamentale, a primit această competență ca hotărârile Curții Constituționale să fie obligatorii și să aibă putere numai pentru viitor, de la data publicării Monitorul Oficial al României. Prin urmare, fiind unica autoritate de jurisdicție constituțională a statului român, este foarte greu de crezut că putem, cum toate statele membre ale Uniunii Europene și nu mai au astfel de curte constituțională, să putem renunța la o astfel de instituție, zic eu, fundamentală a statului român. Cu privire la egalitatea în fața legii, cum foarte bine a spus domnul Făitor, așa este la articolul 16, însă e o chestie destul de ciudată unde spune nimeni, la alineatul 2, nimeni nu este mai presus de lege și atunci aș întreba despre imunitatea parlamentară și de alte aspecte care țin de modalitatea în care acest principiu fundamental, zic eu, al dreptului, principiul egalității în fața legii să nu-și mai găsească efectele, dar avem un telefon. Da, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, să rămână. Să rămână. De unde sunați? De unde sunați? Anemica în timp de la Bistrița. De unde? Bistrița. Vă ascultăm din Bistrița. Bună seara încă o dată, mulțumim. Da, vă ascultăm. Am o întrebare pentru doamna avocată. De ce a ales să participe, să intre în acest joc, pentru că doamna avocată nimeni nu poate să contesteze tot ceea ce a făcut cu poporul român în ultimele 7 luni. Nu prea se aude bine. Îndepărtați-vă puțin de televizor, vă rog. Nu se înțelege absolut, n-am auzit absolut nimic din ceea ce... Stați prea aproape de televizor, cred. Nu sunt la televizor. Atunci, spuneți. Puțin mai departe de microfon, că se face microfon. Sunteți pe speaker. Sunteți pe speaker, așa e? Sper că acum e în regulă. Da, acum da. Aș dori ca doamna avocat să ne răspundă. Este aceeași microfonie, nu știu de ce. Se aude bine acum. Acum e bine. Da? De ce a hotărât să facă acest pas? Pentru că românii o cunosc foarte bine tot ce a făcut în ultimele 7 luni pentru ei și pentru noi. Și cu toții știm că foarte multe dintre libertățile de care am avut parte le datorăm doamnei avocat și echipei domniei sale. Și a doua rugăminte din partea foarte multor români, dacă toți suntem în preajma, mâine este Sâmbăta Morților și duminică este Luminația, dacă în baza articolului a legii 185 avem acum un ordin, mă refer la cei care au decedat și familia suspicionează că ar fi o problemă, că nu este ceva în regulă. Este mai puternic un ordin de ministru decât legea? Niciodată. Vă mulțumim din tot sufletul. Cum ați spus că vă numiți? Ani Mican, sunt din Bistrița. Da, doamna Mican. Da, am să vă răspund. Știți foarte bine, doamna Mican, că am spus foarte clar când ieșeam în Piața Victoriei că nu vreau să particip la alegeri, se apropiau acele alegeri locale și toată lumea dorea să mă înscriu la alegeri locale, să mă duc pe postul de primar. Mă rog, nu am vrut în viața mea să fac politică și sper să mă ferească Dumnezeu să fac politica pe care o vedem de 30 de ani. Sunt, așa cum mă vedeți, nu cred că m-am schimbat doamna Mican.
Cred că toată lumea vede că sunt la fel cum m-a văzut și în stradă, cum am acționat și în acțiunile pe care le-am făcut împreună cu poporul român. Pentru că n-a fost vorba numai echipa mea de avocați, ci împreună cu toți cei care au manifestat și care m-au urmat în această luptă și le mulțumesc din toată inima, pentru că fără popor nu reușeam. Acest popor minunat a preluat absolut toate memoriile, notificările, acțiunile, le-a trimis către Parlament, către Guvern, către CEDO, către toate instituțiile, către Comisia Parlamentară. Deci vă spun, sute de mii de oameni care au fost alături de mine și cărora le mulțumesc din suflet și le întorc în mii dragostea mea pe care eu o simt de la ei. Deci vă spun, de ce am vrut, că le-am spus la un moment dat, nu vreau să mă duc acolo pentru că nu vreau să fiu sus ca să uit, să plec de lângă voi cei de jos. Da, și n-am să fac lucrul acesta pe care l-au făcut politicienii. Chiar dacă am să fiu acolo, am să fiu cu voi, dacă voi ajunge în Parlament, sper tot cu ajutorul vostru și vă spun de ce. 7 luni de zile de luptă, 7 luni de muncă și știți foarte bine ce a fost la legea 136/2020, legea dictaturii medicale. Pentru că din cauza memoriului sau datorită memoriului meu făcut noaptea de la ora 10:30 până la 5 dimineața, da? Deci vorbesc de nopți nedormite, da? Împreună cu Cristina Zvancea, jurista de la Brașov, pe care am rugat-o din suflet să mă ajute, acest proiect al guvernului pe care îl mențin, îmi mențin părerea și a mea și a domnului profesor Piperea și a tuturor celorlalți juriști care au luat atitudine, era o lege nazistă. Datorită intervenției la timp și a ieșirii în stradă a unei părți a poporului român și a preluării acelui memoriu prin care efectiv a blocat toată activitatea Parlamentului României, am blocat mail-urile cu sute de mii de mail-uri. Deci poporul român trebuie să-i se ridice o statuie pentru ce a putut să facă acolo. S-a putut schimba acea lege. Însă ce să vedem? Nopți nedormite. Eu nu mai stau cu familia, eu nu mai am, copiii mei mă roagă să mai stau câte 5-10 minute cu ei. Deci lupte continuă și cei care îmi sunt aproape știu. Nu că mă plâng, vă spun prin ce trec. Da? Sănătate alterată și așa mai departe, pentru că la un astfel de consum nervos este evident că sănătatea nu mai poate să-ți fie ok. Toată această luptă, uitați-vă ce se întâmplă cu ea. Avem victorii mici, avem relaxări, anulăm anumite lucruri, după care ei vin, dau o lege, dau o hotărâre de guvern, dau o ordonanță și s-a terminat, se distruge tot. Singura modalitate prin care eu pot să ajut efectiv poporul român, dar nu singură, împreună cu o echipă întreagă de juriști și specialiști în diferite domenii, este ca eu să ajung în fabrica de legi a României, Parlament, în Senat. Și vă spun ce, unul dintre proiectele mele, abrogarea legii 136/2020, care este o lege bolșevico-nazisto-stalinistă și ce mai vreți dumneavoastră, și am văzut ce se întâmplă. Deci din punctul ăsta de vedere, este singurul lucru care m-a forțat să intru în Parlament. Dacă voi intra, bine, nu voi intra, iarăși bine, am cabinetul meu de avocat, continui, că vedeți și acum am dat în judecată statul român, formulăm plângeri penale împotriva fiecărui membru al guvernului și parlamentarilor care și-au bătut joc de România. Este o muncă continuă, efectiv ne răpește absolut timpul tot timpul pe care îl mai avem. Deci munca mea continuă. Nu înseamnă că dacă eu particip la alegerile parlamentare este capătul de țară și vai, efectiv trebuie să ajung tot ca să schimb absolut tot ceea ce trebuie în bine pentru acest popor. Trebuie să fie cineva acolo dintre voi, dintre popor, dintre oamenii poporului, care să fie, și dacă sunt singură în Parlament, păi nu vă dați seama că momentul în care aflu cum și mișmașurile pe care le fac acolo, imediat cum aflu că vor să facă o lege, imediat am sărit și vă spun, în calitate de senator, ieșiți în stradă și apărați-vă drepturile și libertățile cetățenești și voi fi tot cu voi în stradă, indiferent ce o să-mi facă. Să-mi facă dosare penale, n-au decât, ne judecăm până
până în pânzele albe mă duc cu ei, mă duc la CEDO, mă duc peste tot. Nu se poate, am ajuns o țară în care drepturile și libertățile cetățenești nu mai sunt respectate. Și ca să reinstaurăm ordinea, trebuie să mergem acolo, în Parlament. Oameni care știu cum se transforme România, oameni care știu să implementeze programe, oameni inventatori ale căror invenții au dezvoltat alte state. Pentru că ce să vezi? Guvernele României și mai ales acesta, și o să vă spun anumite lucruri despre anumite proiecte pe care am încercat împreună cu domnul Horneț și cu domnul Colceag să le implementăm, să ajutăm România să se dezvolte în acest an, au fost respinse pe bandă rulantă, în timp ce alte țări au creșteri economice fantastice pe invențiile domnului Iulian Horneț și Alexandru Stănilă. Este inadmisibil. De aceea am intrat în politică. Era momentul să o și spun. Da, nu pot să spun că fac politică, vedeți că ăștia în politică au un anumit discurs. Variantă, oricum, ca să puteți să vă luptați cu deci, ei dar trebuie de acolo. Să ajungi acolo da. Și de acolo să pot să lucrez cu fiecare parte. Ce credeți că o să uit că trebuie să colaborez scuze, avem cu un toți telefon. Colegii mei? Da, bună seara. Vă ascultăm. Da, domnul Ionescu. Bună seara. Alo? Nu, s-a dus. Când îi faceți legătura, da. Nu, era a doua întrebare. Stați puțin, că era a doua întrebare pe care la care trebuia să-i răspund doamnei Mincan. Care era? Prima s-a întrebare. Deja dacă un ordin de ministru poate... Da. A, nu, un ordin de ministru nu poate să bată o lege. Nu, imposibil. Nici mă caută. Da, vă rog, continuați. 3-4 minute să potrivi. Da, sigur, vă rog. Pentru că colega mea a vorbit mult mai mult. Da, a fost întrebată. Experiența mai departe. Da, vă rog. Da, eu sunt avocat. Da, rog, dar nu aveți vârsta mea și nici experiența mea în avocatură și vă urez succes să aveți. Deci vreau să clarific câteva chestiuni care a început doamna avocat. A început cu o pledoarie despre cum dumneavoastră nu crede în COVID sau mă rog, nu crede n-am în... N-am spus COVID. Așa ceva. Aveți nu o problemă crede, și dumneavoastră și guvernul dumneavoastră. Vă rog să nu mă acuzați de lucruri am pe care nu le-am spus legătura, da? Deci vă rog frumos, sunt sătulă de guvernul ăsta care... Domnul Vlad! N-am spus anumite lucruri. Alo! Bună seara! Bună seara, vă salut! Vă ascultăm, toate cele bune, vă ascultăm! Am și eu o întrebare pentru cei doi invitați, special pentru doamna avocat, pe care o auzeam mai devreme spunând de dictatura medicală și cum ne-a ferit... Vorba de o lege care instaurează dictatura medicală, da. Cum ne-a ferit dumneavoastră de acest pericol, inclusiv ieșind în stradă în Piața Victoriei. Aș vrea să știu dacă a fost în stradă în Piața Victoriei și după Ordonanța 13 și la toate protestele care au urmat. Da. Și aceeași întrebare și pentru celălalt invitat, pentru domnul Ion Croitor. Da. Mulțumim pentru intervenție. Da, domnul Ionescu, am fost de fiecare dată, de fiecare dată când au fost derapaje de la legile justiției, am ieșit în stradă și nu numai că am ieșit în stradă, am luat atitudine din punct de vedere juridic, trimițând memorii și notificări. Din păcate, după cum vedeți, memoriile și notificările, dacă nu ai în spate sute de mii de oameni, probabil că până ajunge cuțitul la os poporului român, nu reacționează, să fim serioși, da? Nu poți să faci nimica. Da, am ieșit în stradă și puteți să intrați pe Facebook-ul meu. Sunt și poze, sunt articole pe care le-am scris. Le puteți vedea. Sunt emisiuni la TVR, la emisiunea lui Marina Almășan, cu care colaborez de 15 ani. Deci pe mine aveți de unde să mă controlați, să vedeți dacă am fost sau nu am fost. Bun, important de că ați fost. Deci am fost, bineînțeles. Sigur, da, domnul Cuitor. Am fost chiar din prima seară, atunci când s-a dat Ordonanța 13 și ca avocat am fost foarte... indignat. Da, a fost o revoluție. În sfârșit practic. Avem un punct de vedere sigur, comun. Avem, cred că, mai multe... Împotriva PSD-ului, da. Să-l exprim. Când e vorba de PSD, nu? Atât. Da. Nu, știi ce vor să zică? Vor să ne acuze acum că suntem soroșiști, am impresia. Nu. Și n-am avut nicio legătură, să știți. Nimeni n-are. Dar n-a avut soroș nicio legătură cu alții proteste. Cu noi cel puțin n-a avut. Deci dacă a avut cu alții, treaba lor. Dar pe mine nu m-a plătit domnul Soroș niciodată. Nu l-am cunoscut, n-am avut nici vreodată vreo bursă Soroș și cred că nici dumneavoastră. Vă rog, domnul Căitoru, vă rog. S-au lansat aici niște chestiuni care
Permiteți-mi să vă contrazic cu privire la el. Sigur, e drept cu fiecare. Vă rog frumos, da? N-am spus nimic de coronavirus. Nu, n-am spus că nu există. A spus despre cazuri, că sunt foarte multe prezentate și el va fi puțin. A spus că aceste teste nu sunt corecte, testele PCR. Da, și a spus că e o minciună, se declară minciuni. Da, în primul rând, Donald Trump a fost de aceeași persoană care a spus că pentru a ucide coronavirusul ar trebui să ingerăm dezinfectant. Și aceeași persoană care la început... Dacă o să o luați motamo, o să fie o bătaie de joc. Este totuși... Nu, dar așa s-a dezinfectantul este albastru de metil. Da? Da? Ba da, nu, lăsați că știu că a fost deci interpretativ acolo. Da, hai să intrăm în probleme legate de politică. Bun, mai departe. Că nu este o persoană credibilă pe acest Nu este o persoană credibilă președintele Statelor Unite al Americii, care vă cheamă toți reprezentanții să dea cu subsemnatul pe la el. Foarte interesant. Știți că acum domnul ambasador al Americii ar trebui să ia atitudine. Dacă dumneavoastră veți face politica asta intrând în Parlament și vă scuze că mai avem un telefon. Până facem liniște că avem un telefon să ne audă telespectatorii. Bună seara! Da, domnul Arnăutu, vă ascultăm. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascultăm, bună seara! Așa, avem o întrebare pentru domnul Croitoru, Mihai Arnăutu mă numesc, vă sunt din Germania. Vă rog! Aș vrea să știu dacă partidul la care dumneavoastră sunteți membru dacă a făcut ceva pentru victimele astea de la colectiv, care astăzi se comemorează 5 ani. Sigur că ați făcut ceva? Sigur. Au depus coroane de flori azi. Sigur că da. Președintele și nu e vorba despre aceasta. Cum? Chiar astăzi a intrat în vigoare, s-a promulgat... Nici nu e de râs, sincer, lege, la ce a fost acolo. S-a promulgat o lege care a fost lansată de senatori și deputați PNL cu privire la acordarea de ajutoare pentru victimele colectiv pe toată durata vieții. Și ok, de ce nu ați făcut asta până în prezent? Corect. Păi s-au făcut... De ce nu ați făcut-o până acum? S-au făcut mai multe legi inițial, aș avea perioadă. Foarte multe. Da, aș avea foarte și multe întrebări să vă spun, dar din păcate am fost împreună cu doamna avocat în piață la Metropolie, la Iași, și eu nu v-am văzut pe niciunul dintre voi acolo. Da, vă mulțumesc că nu am fost la Mitropolie la Iași. Las, o să vă duceți după aceea în genunchi să vă cereți iertare de la poporul român. Nu pelerinaj la Sfânta Parascheva, nu? Nu, păi n-aveți de ce, da. Că voi sunteți, n-aveți treabă cu religia. Voi aveți treabă cu abuzurile. De ce, vă rog, dar de ce nu a fost nicio delegație a Guvernului României la Sfânta Parascheva? Guvernul Absolut României nimeni. Nu e credincios? Da. Două secunde. Da, domnul Arnăutu, spuneți, vă rog. Dacă mai aveți altă întrebare, vă rog. Altă întrebare. Altă întrebare. Și-a luat un mandat pe viață acum, altă întrebare. Nu chiar pe viață, că nu o să fie eliminat. Poate fi revocat, o să discutăm. La fel cum a fost numit. Da, spuneți, vă rog. O să ajungem acolo. Aș vrea să știu totuși dacă șeful dumneavoastră, domnul Orban, de ce nu își face treaba ca și prim-ministru? Ne îngrădește libertatea. De ce? Aș vrea să știu chestia asta. Așa cum am spus și mai devreme și cum a spus foarte bine și domnul Sultan, s-au restrâns drepturile și libertățile în baza articolului 53, tocmai pentru a stăvili această pandemie care trebuie conștientizat faptul că acest virus este un pericol major și vedeți, domnul Croitoru, eu din toată lumea, da, luate de toate guvernele lumii, da, domnul Croitoru, sunt cadru medical. Sunt cadru medical și pandemia asta deja cam făcut de râs. Cine? România sau toată lumea? La ce vă referiți? În Germania cum e? În Germania s-au luat măsuri mult mai drastice decât în România. Nu există așa ceva, nu există. Eu locuiesc aici, nu puteți spune dumneavoastră mie că s-au luat măsuri aici în Germania. Nu există, eu circul liber pe stradă. Sau? Nu poate nimeni îngrădi libertatea, ceea ce în România... Domnul Arnăutu, nu se aude! Restaurantele nu s-a închis niciun restaurant în Germania, încetați cu minciunile astea. Nu există absolut nimic închis în Germania. Va intra, haideți, domnule. Da. Terminați-vă, că deocamdată în Germania deci, da. E super. Domnul Arnăutu, mai aveți altă întrebare pentru invitații? Nu mai am nicio întrebare. Mulțumim mult, bună seara și multă sănătate! Toate cele bune! Da, vă rog, domnule. Carantină, nu se mai poate ieși din
locuințe decât cu o declarație pe propriu răspundere, exact cum era în martie. Vă contrazic, nu au declarație. Mama mea locuiește în Franța, deci vă contrazic, nu există nicio declarație pe propriu răspundere. Au voie să se plimbe pe o rază de un kilometru în jur. În schimb, școlile merg, copiii stau fără mască la ore, își pun mască doar în pauză dacă interacționează între ei. Nu-mi spuneți mie că o mare parte, o mare diferență, pentru că toate aceste țări pun foarte mare preț pe învățământ, pentru că nu vor să-și distrugă generațiile. În schimb, România, cu o semi-analfabetă care conduce... Bine, nu puteți să jigniți deocamdată. Pentru că nu putem nu vă supărați. Bine, nu vă supărați. Da, n-ați auzit că copiii care nu au curent electric se pot uita la școală, la televizor? Ba exact asta a spus. Haideți, vă rog frumos. Anumiți miniștri dumneavoastră sunt loviți de incompetență. Este inadmisibil. Poate spuneți și mie cu ce apără pepsiglasul doamnei Anisie, profesor de limba română, copiii la oră, când un virus are o mișcare browniană, dacă știți ce este aceea și sper că știți. Poate doamna Anisie nu știe ce înseamnă mișcare browniană, dar știți că, de exemplu, pepsiglasurile doamnei Anisie nu au fost recomandate de Institutul Național de Sănătate Publică și acesta este răspunsul oficial al Ministerului Sănătății la memoriu făcut de mine și adresat Ministerului Sănătății. Știți că în o mare parte a școlilor din România există tuneluri dezinfectante prin care trebuie să intre copiii, iar OMS și Institutul Național de Sănătate Publică au interzis categoric existența acestor tuneluri pentru că provoacă decesul. Știați lucrurile astea? Da, haideți, vă rog frumos. Da, domnul director. Da. Ați fost în instanță de când s-a luat activitatea? Da, am fost în instanță. Și n-ați văzut aceleași plexiglasuri? Nu, eu am văzut în anumite instanțe sunt, și vreau să întreb, sunt pe aceleași măsuri, sunt luate măsuri și sunt luate prost. În acest moment, instanțele judecătorești se încalcă drept accesul liber la justiție al cetățeanului și se condiționează intrarea într-o instanță judecătorească de existența unui dosar pe rol sau de o programare prealabilă. Așa ceva nu trebuie să existe. Se încalcă inimaginabil dreptul omului în România și accesul liber la justiție. Așa ceva nu trebuia să existe. Nu vă supărați. Da. Este inacceptabil așa ceva. Haideți să intrăm în probleme care să privească reformarea. Vă rog frumos. Și nu toate instanțele pe psihiatrie. Avem un telefon. Imediat. Eu credeți-mă, mă duc și intru. Nu au toate din doamna avocat, două secunde, avem un telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Da, spuneți, vă rog. O întrebare pentru domnul Ion Croitoriu, dacă se poate. Da. De unde sunați? Sunt de la Oradea. De la Oradea. Vă ascultăm. Foarte frumos. I-aș pune o întrebare în felul următor. Referitor la pandemia, care eu cred că este o calcea mea, dar să-mi explic ce era așa ca senator sau ce este. Nu, vrea să candideze pentru mandat de deputat. Spuneți. De ce nicio familie a unui membru care au coronavirus nu apare la televizor? N-am înțeles întrebarea. De ce un membru al unei persoane care are coronavirus nu apare la televizor? De ce cine? De ce un membru al unei familii care au coronavirus nu apar la televizor? Cum să nu? Au apărut și persoane publice care au avut coronavirus și au declarat prin ce au trecut. Persoane publice? Dar de ce nu persoane de rând? Și persoane de rând au fost chemate în spitale. Nu apar la televizor. Nu apar. Dumneavoastră puneți la îndoială existența acestui virus, să înțeleg. Nu, punem la îndoială veridicitatea numărului. Aia este. Nu mai răstărnă. Eu l-am înțeles, pentru că face parte din care nu... V-a întrebat ceva, domnul Croitoru. Puneți la îndoială existența acestui virus? Poftim? Puneți la îndoială existența acestui virus? Eu nu cred în așa ceva. Vă invit să faceți o vizită în spitalele României și să vedeți ce se întâmplă acolo. Nu ne primește. Să vorbiți cu medici, să vorbiți cu medicii din Oradea. A fost acum recent un live în care era gol spitalul și plângea femeia acolo că nu o bagă nimeni în seamă. Corect. Să vorbiți cu medicii din Oradea. Domnule, care vorbim cu și cu alți medici care nu sunt plătiți cu sporurile COVID. Nu e adevărat. Da, nu e adevărat. Eu am așa ceva. Și atunci cum credeți dumneavoastră? În afară de vedete, eu nu am văzut pe nimeni la televizor. Bun. Foarte corect observația, foarte corect. Haideți să pornim de la premisa că aveți dreptate și că nu există acest coronavirus.
Cum vă explicați atunci că toate guvernele lumii, dacă să zicem nu aveți încredere în guvernul României, cum vă explicați că toate guvernele lumii iau măsuri pentru a combate acest virus? Nu toate. Încă mai sunt țări normale la cap. Dacă el nu există, să spunem că nu aveți încredere în guvernul României și în autoritățile statului român. Păi nu. Dar, păi nu aveți încredere. Dar, am înțeles asta, nu aveți încredere. Nu aveți încredere, dar în toate celelalte state ale lumii... Mergeți la vot pe 6 decembrie! Pun o întrebare. De ce? Vă rog să răspundeți dumneavoastră la întrebare. Da, dar dânsul nu candidează, dumneavoastră candidați, dumneavoastră răspundeți. Nu e nicio problemă. Domnul Ion Coridoru, eu vă spun un singur lucru. Fac pariu pe cât vezi dumneavoastră că după alegerile parlamentare care va veni, se va închide toată România. A, după atunci, se va închide. Până atunci nu a fost pandemie. Da, nu, am înțeles. Asta este o speculație a dumneavoastră. Da. Păi dacă sunt 6-7 mii de infectări pe zi, pentru ce faceți voi alegerile? Dacă se moare 100, dacă mor 100 și ceva de oameni pe zi, dacă ATI nu mai pot, vreau să știu și eu de ce în aceste condiții, pentru că vă ținați să faceți alegerile. Aici vă contraziceți. Da. Mulțumim mult, domnul Laslo! Domnul Laslo, mulțumim mult! Spuneți că nu bună seara! Eu nu cred în cifre. Sunt mincinoase și vă demonstrez. Și cu toate astea doriți amânarea alegerilor. Domnule, eu vă spun dumneavoastră, pentru că dumneavoastră, mergând pe logica dumneavoastră, vă întreb. 6.000-7.000 de infectați pe zi, 100 și ceva de morți pe zi, ATI ar fi pline, vă rog să mă lăsați, spitalele ar fi pline. În aceste condiții în care normal ar trebui să intrăm în stare de urgență, dumneavoastră, cum vă permiteți ca guvern să organizați aceste alegeri? Dumneavoastră vreți să omorâți poporul român? Nu, niciun vreți caz. După alegeri să avem 15.000 de infectați pe zi? De ce vă încăpățânați să organizați alegeri pe 6 decembrie dacă vedeți e că simplu. De peste 2-3 săptămâni doamna avocat, crește exponențial numărul de infectați? Nu, vreau ia să dați timpul înapoi. Când se voiau alegeri anticipate. Dați timpul înapoi. Păi, dar cum? Și eu o să vă întreb ceva totuși. Nu. Mi-e spuneți de ce în aceste condiții de maximă urgență. Da, lăsați-mi să răspundă. Voi organizați alegerile. Există, în primul rând, există o clasificare a activităților în funcție de gradul de risc și de răspândirea de risc cu răspândirea acestui virus. Iar alegerile, după cum s-a văzut și în Franța, unde s-au organizat alegeri chiar în nu vă comparați cu Franța, că habar n-aveți ce e Franța. Ascultați-mă puțin, vă rog. Aceste alegerile nu sunt un factor de risc. Nu! Atât de ridicat precum... Într-adevăr, când furi 10% din voturi, nu mai sunt factor de risc. Aceasta sunt niște acuzații pe care nu aveți cum să le dovediți. Nu, s-au anulat 10%. Ce să le dovedeți? N-ați avut filmări? Cum să le dovedeți? N-ați avut filmări? Bine, dar nu vă spun. Da, sunt toate probele. Înseamnă că nu sunteți avocat, nu vă supărați. Eu vă întreb altceva. Dumneavoastră ați fi în stare să condamnați pe cineva pentru acel lucru, pentru filmarea aceea de la Antena 3? Este incredibil. Eu intram în anchetă. Nu sunteți avocat. Vreau să vă întreb ceva. De 3 ani, 5 ani pe care revenim la schimbarea clasei. Nu spuneți mie de probe, este era o probă pentru care trebuia anchetată tot ceea ce era acolo. 10%, 700.000 de voturi anulate. Știți că sunt 10% din votanți? 10% anulate? Asta mi se par dumneavoastră alegeri corecte? Cum vă permiteți să vă bateți joc de poporul român? Pentru ce la 6-7 mii de infectați? Spuneți-mi de ce vă încăpățânați să organizați aceste alegeri în condițiile în care este prăpăd și jale în medicină? Ba, avem un telefon și imediat. Da, bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Bună seara! De unde sunați? De unde sunați? Da, din București. Da, vă ascultăm, doamna Popescu. Doamna Șoșoacă? Nu, este doamna avocat Șoșoacă. Doamna avocat Șoșoacă, cu respectul pentru dumneavoastră, am o întrebare cu adresă și anume, ce putem face sau ce se poate legal face pentru a amâna alegerile? Pentru? Ce se poate face pentru a amâna alegerile? Pentru a amâna alegerile din decembrie 6. Atât? Azi? De asemenea, am o întrebare pentru domnul Croitor de la PNL. Da. Definiția de caz, pentru tot ce înseamnă suspect
Auziți, vorbiți puțin mai departe de telefon, că nu se înțelege nimic. Să definiți ce înseamnă suspect. Definiția de caz. SARS-CoV-2. Ca suspect care a intrat în contact. Ultima oară actualizat. Respectiv. Acum 2 săptămâni aveam 500 de cazuri în București. După 2 săptămâni, fără școală, mai multe teste, fără grădiniță, avem mai mult decât dublu în condițiile în care suntem toți cu mască, afară, înăuntru, cu 2 măști, cu 7 măști. Nu considerați că e nevoie și de alte măsuri din partea guvernului PNL. Atât? În afară de purtați mască, spălați-vă pe mână și distanțați-vă social, că noi Crăciun nu o să avem. Da, mulțumim mult pentru intervenție. Imediat deci care este întrebarea? Că nu s-a înțeles dacă o să avem sau nu o să avem Crăciun? Nu, nu. Pentru dumneavoastră. Deci dacă se amână alegerile, care-i soluția? Cum se pot amâna alegerile din punctul nostru de vedere? Și pentru domnul... Deci au crescut cazurile cu condițiile în care nu se poartă masă. Da, imediat vă răspunde și doamna avocat și apoi domnul creditor. Da, vă rog, doamna... Păi ar trebui adoptată o lege pentru amânarea alegerilor. Pe asta se va discuta în Parlament sau institui starea de urgență? Sau să nu! Și pe stare de urgență o să votăm, credeți-mă. Nu, dar n-au cum. Deci, domnul, nu se poate. Nu, haideți nu să vă voie. Spun ceva. Nu se poate organiza, nu dă haideți voie Constituția. În țara asta se poate orice. Nu se poate conform Constituției. Nu, acolo nu. Conform Constituției care, pe care dumneavoastră vreți să o schimbați pentru că așa vrea președintele vostru? E greu să o schimbăm. Da? Pentru că trebuie... Vreau să vă spun că o vor schimba. Dacă nu intrăm în Parlament... Trebuie schimbat. Nu acum. Niciodată Constituția nu se schimbă în vreme de restriște de haos ca acum. Nu acum. Pentru că se va da... S-a pus problema și domnul Iohannis are toate pârghile la acest moment să înceapă procesul de modificare a Constituției României, având în vedere că are guvernul său și Parlamentul său. De unde are Parlamentul? Deocamdată nu l-are. Dar există o opoziție, sunteți toți așa mână în mână. Haideți, vă rog frumos. Ce vreau să vă întreb amândoi? Auziți, până vă păstrați ideea, să vă întreb ceva. Să reintrați toți în Parlament, să distrugeți România. Haideți să vă spun ceva. Asta e miza voastră? Miza voastră? Miza țării, nu? Miza voastră, telefon, miza telefon în direct. Miza da. Bună seara. Nu, de miza avem un telefon. Haideți să ascultăm. Vă iubesc foarte mult femeile. Da, doamna Enache, bună seara. Bună seara. Doamna Enache. Vă ascultăm. Doamna Enache, ne auziți? Deci întrebarea mea este, două secunde, stați puțin, cum adică miza PNL-ului este să scape de PSD, seara. Nu să fie bine pentru România? Corect, aveți dreptate. Bună seara! România, vă rog frumos! De doamna Enache! Dar eu vă aud, dar nu știu dacă pot să pun întrebarea, având în vedere că doamna vorbește. Vă ascultăm. Păi nu s-a auzit, doamnă, de la dumneavoastră nu s-a auzit. Acum vă auzim, doamna Enache. Ok. Întrebați-ne. Doamna avocat. Da, bună seara. Bună seara. Vreau să... Alo, m-auziți? Da, da. Bine acum. Da. Așa. Am văzut că nu aveți... Alo? Da, vă auzim. Vorbiți. Da, vorbiți. Am auzit că nu credeți în existența acestui virus. Este nu a spus niciodată. Niciodată nu a spus. Să răspund. Niciodată. Să spune familiilor care trec în această situație, ce puteți să le spuneți? N-am spus niciodată că acest virus nu există. Atenție, nu știu cine v-a spus, cred că domnul coleg. Nu, v-am auzit azi pe seară, nu doamnă. Nu există așa ceva, nu m-ați auzit pe mine, inexact. Da, a contestat raportările. Am contestat. Foarte puternic ați contestat. Am contestat raportările. Deci, doamnă, eu vă spun că la
acuzați-mă în transpital, având în vedere că este un virus contagios. Și gripa. Bună seara. Și gripa e contagioasă. Nu vă e frică să ieșiți pe afară? Că până acum am avut gripă, anul trecut au murit 3.000 de oameni într-o lună jumate și nu a decretat nimeni pandemia. Haideți să fim foarte serioși. Nu a spus nimeni niciodată că acest SARS-CoV-2 nu există. Cel puțin eu nu am declarat așa ceva. Am spus foarte clar să fiți atenți pentru că Uniunea Europeană l-a clasificat din 5 la gradul 3-4, deci că nu este de periculozitate maximă și puteți să vă uitați foarte clar, să vă uitați foarte clar pe site-ul Uniunii Europene. Tot Uniunea Europeană a menționat foarte clar că nu mai trebuie să se încalce drepturi și libertăți cetățenești în asemenea fel în care s-au încălcat și mai ales în România și să se raporteze la suta de mii de locuitori. Am spus nu la mie, da. Nu la mie, asta am spus, da. Am spus că avocatul poporului a menționat în raportul său că toate măsurile din România au fost cele mai abuzive și restrictive din toată Uniunea Europeană. Nu o spun eu, o spune un document oficial, da? Și doi la mână, familiilor care sunt bolnavi, care au membri bolnavi, vreau să vă spun așa, cei mai mulți asimptomatici ce caută în spital în condițiile în care nu au simptome? Nu mai este. Ce au căutat până acum? Acum au schimbat-o pentru că Venit noi prea multe cazuri, prea multe cazuri și nu mai este loc în spitale. Deci asta este problema, doamnă, pentru să stea în spital. Și din cauza unor oameni. Încă un telefon, doamna avocat. Doamna Florentina Enescu. Bună seara, de unde sunați? Bună seara. De unde sunați? Foarte bine, lăsați-o. Din București. Vă ascultăm. Am o întrebare pentru domnul Croitoru. Da. Rog, să rămână. Dacă alegerile care vor avea loc, deci nu o să fie amânate, domnul Orban a spus că dacă se respectă măsurile, că nu va fi așa un risc mare de infectare. Bun, deci la alegeri, la vot, nu este așa un risc mare. Dar când credincioșii au stat la Sfânta Parascheva și respectau măsurile acestea, acolo nu se putea. De ce? Pentru că într-o secție de votare intră mult mai puține persoane, pe listă sunt mult mai puține persoane decât se duc la Sfânta Parascheva într-un anumit, într-un singur loc. Pe de o parte și pe de altă parte. Dar să zic că trebuie. Câți membri trebuie să stea la coadă ca să ia virusul? Câte persoane trebuie să fie la coadă să se ia virusul? Vă rog frumos. Deci, dacă e coadă la mine la circunscripția în care suficient am votat eu, suficient să se facă aglomerație, asta e problema. Suficient că asta v-ar respinge orice domn, 2.000 și 3.000 că sunteți avocat, da? Bun, la mine la circunscripție a fost o coadă de 300 de metri. Da? La o coadă de 300 de metri la vot, depinde, nu se ia COVID-ul, unul lângă altul. Depinde cum numai stăteau, în anumite zone. Nu, umblă numai în anumite zone, săracul COVID. Lăsați-i să spună, vă rog. Are da. Spune, preferințe. Răspundeți-i, doamne, vă rog frumos, dacă mai aveți ceva. Am spus deja, lucrurile sunt bun. Diferite. Am înțeles. Sunt însă vreau diferite. Să vă mai întreb ceva. Intră mult mai puțin oameni în secția de votare pe pradă întinsă de timp, pe parcursul unei zile. În ai timp ce în apele minerale sunt foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni. Tocmai de aia, nu, ascultați-mă puțin. Tocmai de aia s-a restricționat accesul doar celor din alte localități. Nu s-a restricționat accesul celor din județul Iași. S-a restricționat, atenție! Ați spus că interziceți toate pelerinajele și pentru dar că nu noi... S-a întâmplat lucrul ăsta. Păi nu s-a întâmplat datorită mie și oamenilor care am luat atitudine. Pentru că voi ați vrut să închideți pelerinajele. Și de, mă, ba da, poate deci nu spuneți mie. Și Patriarhia a luat atitudine când a văzut că normal, este sprijinită. E normal nu să, mai vorbiți prostii. E normal să, să existe un dialog interinstituțional. Și care dialog? Că voi nu știți să faceți dialog. Da, care dialog? Voi ieșiți și amenințați oamenii. Vedeți că săptămâna viitoare aveți, o să avem înmormântări. Vă așteptăm cu lumânări la spital. Vă rog frumos să-mi dați și mie o explicație. Am participat la toate ieșirile în stradă. M-am pupat cu toți oamenii de acolo din piață. M-am îmbrățișat. Timp de 7 luni de zile am fost la Sfânta Paraschiva, am fost la Sfântul Dumitru. Cum Dumnezeu niciunul dintre noi nu a luat COVID vreodată? Ați avut noroc. Am avut noroc. Are imunitate bună. Imunitate. Eu vă spun că am comorbidități. Păi chiar nu vă e rușine să mințiți în halul ăsta poporul? Noroc? Noroc cu atât a 5.000 de oameni? Ați dat dovadă de inconștiență. Nu ne-a dat să mai avem un telefon. Bună seara!
Bună seara. Doamna Adriana Ionescu, bună seara. De unde sunați? De unde sunați? Din Sfântul Gheorghe. Vă ascultăm. Bună seara. Pentru domnul Croitoru am o, o întrebare. Să-l parafrazez pe George Kennedy. Nu te întreba ce poate face țara pentru tine, întreabă-te ce poți face tu pentru țara ta. Exact. Mm-hmm. Perfect. Da. Care e întrebarea? Sunt tare curioasă, PNL-ul, ce mai poate face pentru țara asta, în afară că a distrus-o cu totul? Pornind de la drepturi și libertăți care au fost încălcate punct cu punct. Ce mai face PNL-ul? Mulțumim pentru întrebare, vă va răspunde domnul Creitorul. Mulțumim, o seară frumoasă! Asemenea, la revedere! Română, mulțumim pentru întrebare. Da, este un plan foarte clar de dezvoltare a României. Asta este ce își propune PNL-ul și vă rog să nu interveniți în timp ce vorbesc. Vreau să știu cu câtă populație. Planul e pentru câtă populație? Planul este ca toată lumea care a plecat să-și dorească să se întoarcă în această țară. Cu voi la guvernare? Poate cu noi la guvernare, e greu. Nu cu voi. Aici e un deziderat foarte greu de îndeplinit. Se poate reuși. E greu. Păi n-am să pun nimic pentru poporul român. Stați să vă întreb și eu ceva totuși. A spus că ăsta e planul, însă am o singură întrebare. În 2017 a fost înființat Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, condus de un ministru. Doamna Intotero, nu contează. În 2019, după ce ați venit la guvernare, în noiembrie, ați desființat Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și l-ați transformat în Departamentul pentru Români de Pretutindeni, condus de un secretar de stat aflat în subordinea Secretariatului General al Guvernului. Ce face? Când, din punct de vedere instituțional, secretarul de stat se duce să discute cu miniștrii afacerilor externe sau cu reprezentanții omologi din țările în care se află cei mai mulți cetățeni români, Franța, Spania, Germania, Italia. Nu credeți că și din punct de vedere instituțional se creează un dezechilibru? Și doi, Startup Diaspora, făcută special prin acea strategie 2018-2022 de MRP, mai se duce la îndeplinire prin acest departament. Avem 4 deputați și 2 senatori pentru cetățenii români din străinătate. S-a încercat dublarea, într-adevăr, prin ordonanță de urgență, însă, din păcate, deși 1 milion de români au votat pentru turul 2 la legile prezidențiale din 2019, cum își manifestă guvernul Orban și PNL-ul, în modul general, relația cu românii din afara granițelor țării, având în vedere că spuneți că aveți planuri pentru a face ca cetățenii români din străinătate să vină acasă. Da, prin dezvoltarea infrastructurii, în primul rând. Păi și asta le oferă bani lor? Ei trebuie să vină să găsească condiții cel puțin apropiate de ce au acolo. Ca e să vină aici. O țară atractivă ca să poată să vină înapoi. Asta este ideea, planul. Păi țara vine numai pentru ei, la ei. Nu vă gândiți să primească salarii cât de cât apropiate de cei acolo? Păi asta se va putea face creșterea salariilor doar pe baza creșterii productivității. Este cel mai sănătos mod de a crește salariile și nu se poate face prin populisme deșențate, așa cum a făcut PSD-ul. Corect, și tocmai asta este o schimbare de paradigmă pe care o aduce PNL-ul, și anume dezvoltarea prin investiții și creșterea economică prin investiții, nu prin cheltuieli. Și aceste rezultatele unei asemenea plan și unei asemenea creșteri economice prin investiții se văd pe termen mediu și lung. Este o chestiune de viziune. PSD-ul, în schimb, vrea doar să crească. Dar ce legătură are PSD-ul aici? Însă după pauză discutăm. Pauză și revenim. Imediat după pauză vă continuați. Spuneți și de UDMR? Publicitate și revenim. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. We'll be right back.
pentru. Uite la ea, grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Serios, vă să muriți foarte. Am intrat în ultima parte a emisiunii, stimați telespectatori. O să adresez o singură întrebare, dacă timpul ne va permite, evident, fiindcă avem foarte multe telefoane în direct. Un singur lucru. În Constituție spune că România se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor legislativă, executivă și judecătorească în cadrul democrației constituționale. Ce se va întâmpla însă în momentul în care președintele este de formațiune politică PNL, chiar dacă potrivit Constituției nu trebuie să facă parte din niciun partid politic, guvern PNL și dacă Parlamentul va fi PNL majoritar sau prin alianță cu USR Plus sau PMP, să dețină majoritatea în Parlament? Unde mai este separația și echilibrul puterilor în stat? Faptul că un partid câștigă alegerile și guvernează și în acest fel deține și majoritatea în Parlament și guvernul și președintele, nu înseamnă automat că da, trăim într-o dictatură că sau că nu mai există sau că nu mai există separația puterilor în stat. În acel moment e vorba de bună credință a celor care guvernează, să guverneze țara. Când au avut guvernanții bună credință? Păi asta, e diferența între noi și PSD. Sigur? Pentru că PSD-ul odată a ajuns la putere. Dar spuneți ce faceți dumneavoastră, nu vă mai supărați cu PSD-ul, nu vă supărați. Nu vreau să atac AUR pentru că nu... Dar nu aveți ce să atacați pe AUR, dar mai aveți alte partide. Pentru că PSD-ul totuși... Dar eu vorbesc de cine a fost la guvernare timp de 25 de ani. PSD-ul v-a sprijinit în toate demersurile dumneavoastră acum cele 7 luni. De, dumneavoastră credeți, vorbă, deci absolut tot ceea ce ați băgat în Parlament s-a votat de către PSD. V-au susținut. Adică au făcut un blat? Bineînțeles că e blat. Ce Dumnezeu, chiar suntem proști, tot poporul român? Nu se poate. Deci vă rog frumos. Păi luăm exemplu, moțiunii de cenzură. Domnul Traitoru, nu ne jigniți inteligența. Vă rugăm frumos. Deci vă rugăm frumos. Deci absolut starea de alertă. Starea de urgență. Starea de... Mai bine, că am dus-o mai bine că aveam 10 cazuri pe zi. Acum, cu toate măsurile dumneavoastră. Pentru că a fost stare de urgență. N-a fost nicio stare de urgență. Aia pe la ce? La 300 de cazuri în 2 luni? Vreau să vă întreb un lucru. V-a întrebat o doamnă și nu i-ați răspuns. Cum puteți explica
acest mare număr de infectări în București în condițiile în care mască în interior, mască în exterior, școli închise, Horeca închisă, distrusă. Da? Da. Vreau să-mi spuneți și mie... Sunt două chestiuni aici. Nu, deci, e o chestiune. Cum au crescut cazurile în condițiile în care absolut toate măsurile acestea abuzive și restrictive sunt respectate în tocmai de populație? Da, vă rog, domnul Cristor. Noi vedem acum ce s-a întâmplat în realitate în privința răspândirii virusului acum 2 săptămâni. Pentru că durează până când acesta se... Ați auzit medicii că au spus că între 7 și 10 zile? Da, între 7 și 10 zile. Deci apar nu 2 săptămâni, da, între 7 deci, oricum, și 10 zile. Vedem în trecut, vedem în trecut. Nu da? În trecut, deci și cum măsurile Dumnezeu au fost luate, măsurile acestea au fost sunt luate. Sunt deja de aproape 2 săptămâni. Dar legile locale, totuși efectele și se vor vedea după? Efectele acestor măsuri după 2 deocamdată săptămâni. Deocamdată aveți deja aproape 2 săptămâni și după 2 săptămâni de măsuri restrictive au explodat. Deci după 7-10 zile, exact perioada de incubație, dumneavoastră vedeți exact de la momentul instituirii măsurilor. Avem aproape 2 săptămâni. Care nu pot funcționa imediat. Ba, funcționează imediat. De ce? Nu, în sensul că nu pot produce efecte. De ce? Credeți că sunt ca legile? Produc efecte când scriem noi lege? Durează până când măsurile produc efecte. Vă rog să explicați. Vă rog să explicați. Asta e unul dintre argumente. Și anume că noi vedem acum ce s-a întâmplat în realitate din punct de vedere epidemiologic în urmă cu 7-10 zile, 2 săptămâni, așa, iar al doilea argument este că în ciuda restricțiilor acum există deci pe lângă faptul că există această creștere care vine din urmă, în același timp nu există o respectare în totalitate a normelor. Și asta se constată. Deja aveți jandarmi și polițiști care bat oamenii pe stradă. Am cazuri nu și filmate. Vă laud eu, da? Mă judec deja, sunt la parchetul militar cu persoane încătușate, târâte pe jos și bătute pentru că nu au purtat mască. Nu vorbiți cu mine, domnule, că eu am multe cazuri din țara asta. Nu vă supărați. Dar nu da? Sunt, și doi nu la mână. Și deci, vă rog frumos. Deci veniți în realitatea palpabilă a poporului român. Mergeți în stradă, duceți-vă și vedeți că dacă tot vreți să fiți ales, de ce nu ieșiți în stradă să vă întâlniți cu poporul? Sau noi vorbim doar la televizor? Ce acțiune ați făcut dumneavoastră? Unde ieșiți? Da, ieșiți, vă rog frumos, faceți odată un meeting ca să sprijiniți Horeca. 4% din PIB-ul României l-ați distrus. În aceste da? Condiții, de ce Horeca este distrusă? Nu, dumneavoastră, mai bine că stați acolo unde stați. Ne pasă de sănătatea populației. Nu vă pasă de nimic, vă pasă de PSD și cum să-l dați pe la afară din țară, în condițiile în care... Ne pasă de sănătatea populației și toate măsurile au fost luate după consultare cu experți în sănătate. Care experți? Care experți aveți? Experții care? Cei 14.000 de specialiști pe care avea Convenția Democratică? Nu, hai, frate, lăsați-mă! Asta a fost dovedit a fi o anecdotă cu cei 14.000 de specialiști. Exact asta vă spun și eu. Specialiștii dumneavoastră sunt o reală anecdotă. Da? Bun, și doi la mână, apropo de... În spitale de boli infecțioase. Da, am văzut. Să ne așteaptă cu lumânări. Vi le donez dumneavoastră, poate le aprindeți morților mâine, că este sâmbăta morților. Și doi la mână, domnule dragă, vreau să-mi spuneți și mie, că tot vă interesează doar PSD-ul. PNL-ul nu are, PSD-ul, deci numai de PSD ați vorbit. Din partea mea puteți să dispăreți toți de pe fața pământului și ar fi bine să dispăreți. Bine, pentru de, pe plan politic, de, pe plan, de pe plan politic, evident, simbolistic vorbim. Da. Dar vreau și eu să vă, n-ați spus odată aici, noi candidăm și vrem nu să facem PSD-ul să dispară. Dar nu am spus asta. Asta a spus. E în interesul poporului român. Ca această majoritate toxică să dispară. Ca această majoritate toxică este formată din PSD, PNL, UDMR, PMP, USR și așa mai departe. Voi toți sunteți cea mai mare majoritate toxică a României de 30 de ani și trebuie să dispară. Eu înțeleg că aceasta este retorica AUR și înțeleg că AUR suferă de mania persecuției. Da, nu este mania persecuției, aparține poporului român. Și mă așteptam de la un candidat la Camera Deputaților să spună că el candidează
pentru ca să poată ajuta poporul român. V-am lăsat și ați spus cea mai mare prostie, că dumneavoastră candidat s-a aruncat PSD-ul din țară. Foarte bine, luați-vă de mână și plecați amândoi. Ideea alta. Cum vorbiți dumneavoastră când se... În legătură cu dezvoltarea acestei țări. Am văzut. Mulțumim frumos. Vă rog frumos, cum dezvoltați România? Să spun despre proiectele pe care eu le propun. Vă rog frumos, chiar vă rog că vreau să aud cum ne dezvoltăm. Da. Eu ca avocat mi-am asumat ca proiect de suflet simplificarea legislației din România. Și aici există o inflație legislativă, într-adevăr, care pune probleme în activitatea economică. Sunt peste 10.000 de legi și ordonanțe în vigoare, peste 24.000 de hotărâri de guvern, care toate fac dificilă exercitarea activității economice și sunt un motiv pentru care România, într-un clasament al ușurinței de a face afaceri, este abia pe locul 55 în lume, după țări precum Georgia sau Belarus. Țări care nu beneficiază de apartenența la Uniunea Europeană, la NATO și așa mai departe. În acest sens, trebuie făcută practic o simplificare a legislației, pentru că mai este și problema limbajului folosit în legislație, care face din drept o chestiune opacă, rezervată numai unei elite specializate. Ori dreptul este despre oameni, în primul rând, dreptul este despre viața noastră de zi cu zi și tocmai de aceea e nevoie de simplificare legislativă, care se poate face prin trei paliere. În primul rând, codificarea legislației, adunarea mai multor legi în anumite coduri, care pot fi mai ușor de accesat de către cetățeni, mai ușor de găsit decât numere de legi. Teoretic sună bine. Da. Altceva, alte măsuri care pot fi în favoarea cetățenilor. Spuneți-mi, vă rog, ca și avocat, nu ați fi de acord ca în codul penal să fie reintrodusă infracțiunea subminării economiei naționale? De ce nu? Subminarea economiei naționale. Ultimul condamnat a fost Mihon Cozma pentru așa ceva, deci a fost subminarea economiei. Nu credeți că ar trebui reintrodusă subminarea economiei naționale? Nu sunt de regulă pentru înăsprirea codului penal. Normal, pentru că primii care ar fi pedepsiți ar fi PNL-ul, corect. Așa este. Nici vorbă. Bine, legea dispune numai pentru viitor, să nu uităm. Exact. Președinția legii penale. Și e legea penală mai favorabilă. Li s-ar aplica. Da. Deci e clar. Bine, deci modificați Constituția. Întrebare pentru amândoi. Considerați că e momentul, după alegerile parlamentare, să se înceapă demersurile pentru crearea unei comisii de modificare a legii fundamentale? Întâi, doamna avocat, care concepția au vis-a-vis de actuala Constituție și mai ales cum vedeți perspectiva? Vă rog. La momentul ăsta, chiar și după acest vot, eu vă spun că la ceea ce se întâmplă în acest moment în România și dacă vom continua pe această cocoașele domnului Tătaru, da, cu acest COVID, eu cred că nimeni nu ar trebui să se atingă de Constituție în acest moment. Constituția va trebui să fie modificată numai la anumite articole. Atenție, da, cu foarte mare grijă, pentru că avem niște partide care își doresc să atace Constituția României raportat la teritoriul României. Atenție, și știm foarte bine ce spune. O singură chestie spun. La articolul 152, care se referă la limitele revizuirii Constituției, spune clar. Care sunt limitele? Caracterul național, suveran, unitar și independent al statului român, integritatea teritorială, pluralismul politic, independența justiției și forma de guvernământ. Nu fac obiect al revizuirii. Corect. Deci, dar dacă modifică articolul 152? Aici sunt opinii. Dispută. Aici e o dispută și mai e o problemă. Concluzia este că nu se poate modifica articolul 152. Mă îndoiesc. Opiniile sunt împărțite. Eu una de-aia vă spun. Chit că eu cred că avem destulă legislație încât să putem, dar doar să fie respectată. Constituția e bună, nimeni nu o mai respectă. Este legea fundamentală a României. Arătați-mi și mie cine o mai respectă. Că tot timpul spun art. 29 Constituție, art. 29, care spune foarte clar că dreptul la credință, la religie nu poate fi restrâns în niciun mod, deci nu poate face obiectul art. 53 din Constituție. Și totuși acest drept a fost restrâns. Deci, în acest context politic în care suntem acum, Constituția trebuie să rămână astfel. Când va exista, sper să existe un timp acel favorabil în care toată lumea
să gândească numai spre binele poporului și al țării, nu cum să dea afară un partid sau altul și să se acuze unii pe alții, când o să lăsăm toate aceste vendete, când la putere din absolut toate partidele, pentru că toate partidele au oameni patrioți, evident, dar stau ascunși pentru că nu mai au curaj să iasă la suprafață. Da. Să fim foarte clar. Opinia dumneavoastră. Eu am ieșit. Deocamdată nu mi-ați spus un act patriotic pe care l-ați făcut, dar vă aștept. Sunteți tânăr, aveți tot timpul înainte și vă urez succes să poate reușiți să schimbați. Nu m-ați lăsat să spun. Dar... De, asta este. Da, în politică trebuie să găsiți modalitatea alte să spuneți. Deci nu mai avem decât... În legătură cu revizuirea Constituției. Da. Să... Opinia dumneavoastră. Da, opinia mea este că există anumite aspecte ale Constituției care ar trebui revizuite, însă acest lucru nu se poate face decât cu o largă consultare a tuturor partidelor. Era vorba de moment. Da. De moment. Timpul afectat, emisiunea expirat. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mulțumim telespectatorilor care au sunat sau cele care au încercat să intre în contact cu noi și nu am putut să... Mulțumim pe toată lumea. Am înțeles că am avut cel puțin 100 de apeluri de la alte persoane. O să revenim cu această emisiune în aceeași formulă, dacă se poate. Mulțumim pentru atenție. Mulțumim, doamna avocat.